Ideea este că mi s-a comunicat din motivul X, pe care eu îl știu, dar nu-l comunic deocamdată public, că nu se mai poate și că nu voi mai putea niciodată să fac copii. Și normal că chestia asta te șochează și ai impresia că vorbește despre altcineva. Sau ce puțin în cazul meu, am avut loc aceste dublare și am luat-o ca și cum se vorbește despre altă femeie. Apoi, ulterior, da, m-a deranjat și încă încerc să mă împac cu această idee. Una e să spui, da, ne oprim la doi copii, ca așa vrem noi. Da. Și alta e să nu mai ai opțiune. Exact, să nu mai ai posibilitatea. Să nu mai ai posibilitatea. Normal că te deranjează lucrul ăsta. Adică, dacă peste 5-6 ani mi-aș fi dorit din nou să mai am un copil. Nu mai există această posibilitate sub nicio formă. Poate doar să adopți. Sau mamă surogată. Da, dar este ilegal în România. Dar este ilegal în România, știu. Țin deocamdată, că m-am interesat și de acest aspect. Dar serios? Este... Da, da. Când? Păi, na, discutând cu tot felul de medici și spunând că mă deranjează această chestie, că nu mai pot, mi-a explicat la un moment dat o doamnă doctor foarte drăguț, mi-a explicat că a făcut această procedură cu mamă surogat, dar cu sora mamei respective și nefiind legal la noi în România, a trebuit să existe procesul de adopție. Exact, exact. Adică sora a dat naștere cu oalele și cu surorii sale, dar după aceea sora cealaltă a trebuit să adopte și în acte copilul e adoptat. Exact. Adică e ciudat. Deci, și mie mi se pare o tâmpenie, adică mie mi se pare că ar trebui să ofer opțiunea asta ca și stat, da? Ar trebui să ofer, pentru că sunt foarte multe femei în situația care mea nu pot. Care nu mai pot să facă sau nu pot de la început. Deloc. Sau nu știu, am o prietenă foarte bună care încearcă în vitro de ani de zile și nu reușește. Adică e păcat, de ce să nu ofere această posibilitate? Dacă unele femei pentru bani vor să poarte copilul și le folosesc acei bani, de ce să nu ajute alte femei care nu pot? Adică mi se pare o prostie că statul român nu permite lucrul ăsta. Și uite, eu mă confrunt cu chestia asta și chiar aș pleda și aș vrea să se întâmple la un moment dat lucrul ăsta. Uite, știu că tu ești destul de activ așa în ceea ce privește anumite campanii sociale da. Și poate la un moment dat o să inițiezi și una de genul acesta, probabil. Sunt foarte multe împreună, femei care exact. Pentru că am stat multe nopți și zile și am citit multe comentarii și pe forumuri că cumva încercam să mă regăsesc în durerea altor femei și să văd că nu sunt singură în situația asta și ar fi dacă s-ar adopta această lege, ar fi minunat.